Salut! Mă aflu în Baia de Fier și astăzi o să fac unul sau posibil două trasee de Via Ferrata, pentru că aș vrea să mă încadrez până undeva la 10:30, ceasul este 7. M-am oprit la un mic recharge de energie și am să văd dacă între, știu, 7 și un sfert și 10:30 reușesc să fac două trasee aici în Baia de Fier. Trei zile prin retezat Parâng, picioarele mele dau semne de oboseală, am o țâră de febră, dar nu am renunțat să vin să fac o Via Ferrata aici, în White Wolf. Șufele astea sunt puțin cam largi, poate fi lăsate anumea să-ți solicite de puțin antebrațul, sau dacă nu poți să te cațări direct pe pietre, așa faci și ceva la liber. De fapt, nu e liber, ești asigurat, dar faci prize pe pietre. Am ajuns la bifurcația dintre trasee. Eu am să iau în stânga pentru a face Pantera Ros. Pe aici. Și sus este un alt traseu. Niște informații de pe teren. Am vorbit cu cineva care campa aici, care a făcut ieri Pantera Ros. Mi-a zis că practic toată ziua aici pe traseul Pantera Ros și celălalt nu este soare. Deci dacă ați vrea să faceți mai multe trasee într-o zi, aici pe Pantera Ros nu ați avea probleme cu soarele, bineînțeles cu căldura dacă veniți vara. Deja eu am început să urc pe la 7 și un sfert, să zic, și e super cald, nu prea bate vântul. Asta mi s-a comunicat, acum dacă o fi soare, să dăm vina pe domnișoara care mi-a zis. Oricum făceam traseele de dimineață, chiar dacă nu era să plec în piatra, just to be safe. De exemplu, în Neamț, dacă este să mergi pe Via Ferrata pe Wild Ferenc sau pe Astragalus, nu ai cum să le faci pe amândouă în aceeași zi. Adică poți să le faci fizic, dar o să bată soarele pe tine, șufele o să se încălzească și o să ai numai julituri pe la degete. Așa că mai degrabă vei mai dimineață, faci un traseu, după aia poate îl combini cu, eu știu, o tură de trekking prin cheile Bicazului. Sunt și acolo foarte multe trasee și foarte frumoase. La un moment dat o să trebuiască și frontală, din ce am înțeles, oricum o am la mine. Dacă este să veniți, nu uitați să vă luați și frontală.
și aici o să ne julim puțin pe genunchi, a? Deci, am intrat pe acolo, tunel, și am ieșit aici. Merge și fără frontală, peștele acelea oricum sunt foarte luminate, așa că nu cred că este foarte necesar să ai frontală. Mă întreb ce-o fi însemnând numerele acestea. Cred că ar fi undeva... cred că acum sunt undeva la 75% din traseu. Punctul de retragere, am coborât pe celălalt traseu, Via Ferrata Leroy, în Lenroy. Mă scuzați, nu știu exact cum se numește. Probabil o fi și prin pădure traseul, dar l-am văzut pe acesta și am zis că hai să-i dau de-a dreptul. Din păcate, amfiteatrul zmeilor nu am să-l fac, nu mai am timp. Mi-am dat timp ca maxim la 10:30 să fiu la pensiune, dar oricum o să mă întorc aici cu drag, sunt multe trasee. Dar, în schimb, mă bucur că am făcut totuși un traseu astăzi după turele de zilele trecute.